Ziua toată lumea și bine v-am mai găsit pe dai cu voi. Astăzi la un nou episod din Minecraft tutorial. De data asta o să mă învăț cum să faceți o bombă atomică nucleară canalului mai. Ok. Da, hai să vă arăt cum e și o să mă învăț cum e. Se face. Ia. Yeah. Și deodată wow. Niciun PPS, mamă. Wow! Uitați ce a creat aici. Ok, hai să vă văd cum se face. Ok, de itemele de care aveți nevoie sunt acestea. Deci, un minecart cu TNT, un rail și grass block. Sau mai cu din ce-i făcut podea, orice bloc, ce vreți voi. Ok, deci mai întâi ce trebuie să facem? Trebuie să facem o gaură în pământ și lângă mai facem încă două. Ok. După punem aici în direcția găului cu două locuri, punem rail, dacă trebuie să faceți într-un mod încât să fie în direcția aceea, unde vreți să fie bomba. După mergem aici în gaură și puneți aici, țineți apăsat click dreapta cu Minecraft-ul cu TNT pe rail, trebuie să apară de asta hitbox-ul railului și după țineți apăsat click dreapta. Și țineți apăsat cât timp vreți, habar n-am, eu o să țin destul de mult, ca vreau să fie o bombă, mamă, mare, mare, mare. Ok, eu o să o țin până când văd că se face lag destul de mare. Ok, hai să țin astea. Aoleu, 10 FPS, 9 FPS-uri, what the fuck. Ok, stai să ținem ochii, deja am 91 de FPS cu chestia asta. Și hai să vedem, 3, 2, 1. Bam! Aoleu, nu. Aoleu, nu. Oh! Oh! Deci vedeți cum se... Mamă! Puuu! Ok. Și uitați ce s-a făcut aici. Da, mai pragul. Nu știu, pe versiunile mai vechi, adică 1.7, 1.8, mergea mult mai mare, adică dacă făceam chestia asta pe 1.7 sau 1.8, distrugea absolut tot orașul. Da, mă rog, e bine și așa. Și na, ăsta a fost un tutorial mai rapid, că n-am ce face cu viața mea și na, o să postez acum, na. Ok, deci cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, ne-a plăcut să vă dăm un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!